Măsura a fost pusă în aplicare din cauza numeroaselor reclamații la adresa serviciilor ori a mecanicilor care îi păcăleau pe șoferi, fie în privința manoperei, fie a pieselor, ori a calității lor. Unii dintre proprietarii buzoieni de servisuri s-au conformat deja la noile norme. A apărut un normativ prin care clientul poate să asiste prin intermediul camerelor de la vedere, deci reparația să fie la vedere, și îl ajută pe client pentru a vedea exact ce reparație s-a făcut la mașină și a, după reparație, clientul să fie ferm convins că s-au făcut reparațiile conform devizului, și îl ajută și din punct de vedere, eu știu, până acum mai erau clienți care vreau să asiste, să stea lângă mașină, se expuneau unor pericole pe partea de protecția muncii. Investițiile în noile camere video care asigură transparența reparației nu sunt tocmai mici. Montarea unui sistem de monitorizare poate costa și 1000 de euro. Patronii de servici speră că transparența va duce la o afluență sporită de clienți. Costurile cu achiziția acestor echipamente undeva la, eu știu, 800-900 de euro, dar pentru serviciurile noastre, aceste costuri nu se regăsesc în manoperă, deci manopera rămâne aceeași. Afectați vor fi proprietarii de servici care nu au bani pentru amenajarea sistemului video ori a camerei speciale pentru clienți.